seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit în această seară la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Subiectul din această seară mi-a fost inspirat de o postare pe Facebook. Recunosc că acum de câtva timp trebuie să privim cu alți ochi Facebook-ul dacă așează lucrurile în România, trebuie să-i acordăm mai multă atenție. Și acolo unul dintre politicienii proaspăt, să spunem, apăruți pe scena politică, Giurgiu Veanu, spunea așa: se pare că politicienii români nu înțeleg sau nu au înțeles semnificația votului din 16 noiembrie și au început deja să uite. M-am oprit la această frază, ele continuă, este un pasaj întreg pe care îl voi citi mai târziu, pentru că mi s-a părut interesant că unul dintre politicienii care și-au dorit schimbarea din 16 noiembrie, așa cum s-a rezolvat ea, ajunge la concluzia că ceea ce s-a întâmplat atunci, sau mai bine zis, ceea ce s-a întâmplat după 16 noiembrie, nu este chiar ceea ce și-au dorit oamenii atunci. Și atunci, din punctul meu de vedere, un astfel de om politic devine interesant, pentru că probabil are multe lucruri de spus. Același om politic a ieșit în față, ca să spunem așa, în ultima perioadă, stârnind controverse în presă și în scena politică din Giurgiu Veanu și chiar în propriul partid, în momentul în care a declarat că vrea să candideze la Consiliul Județean. Probabil cei care sunteți familiarizați cu viața politică din Giurgiu v-ați dat seama, este vorba despre domnul Gheorghe Ștefanco, președinte PNL Giurgiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Așa cum spuneam, am plecat de la postarea aceasta dumneavoastră pe Facebook, în care v-ați arătat nemulțumit de turnura pe care a luat-o viața politică în România după 16 noiembrie. Ce v-a nemulțumit? Ce vi se pare că nu se întâmplă așa cum ar fi trebuit să se întâmple după 16 noiembrie? Păi asta am postat-o în ziua în care în Senatul României senatorii au votat împotriva deferirii lui Vosganian justiției. Și am luat foc, pentru că atunci mi-am dat seama că românii și în general politicienii n-au înțeles nimic. N-au înțeles că Parlamentul nu trebuie să mai stea în calea justiției. N-au înțeles că politicienii trebuie să aibă demnitatea și onoarea de a-și da demisia, să pună singur la dispoziția justiției. În opoziție cu domnul Vosganian, spre exemplu, zilele trecute, dar parțial, doar parțial, am apreciat atitudinea doamnei Udrea, spre exemplu, parțial și nu total. Spun parțial pentru că doar la nivel declarativ, că s-a bătut și a spus că se pune la dispoziția justiției, a avut un speech în Parlament prin care nu a cerut să fie apărată de colegi și să, din contră, să se voteze pentru a fi încredințată justiției. Dar nu arestată. Dar nu arestată. Spuneam că parțial, pentru că nici cu doamna Udrea nu pot să fiu de acord și am mai făcut eu o postare acolo ulterioară pe Facebook, pentru că prin atitudinea domniei sale sfidează instituțiile statului, sfidează noțiunea de libertate. Nu poți să ai cătușe la mâini și tu să râzi. Un om normal, spuneam eu tot într-o postare, mie îmi place să, și sunt activ pe Facebook, m-a cucerit Facebook-ul ăsta, un om de rând, dacă este arestat sau reținut și îi se pun cătușele, omul ăla plânge, îngrijorat fiind de ce o să se întâmple cu el, ce o să se întâmple cu familia lui cât el o să fie plecat. Ori un politician să zâmbească, ce semnal îmi dă mie dincolo de ecran? Că v-am păcălit, fraierilor, râd, o să stau un an sau doi la pușcărie și rămân cu milioane, iar familia mea și urmașii mei sunt liniștiți? Eu n-am mai văzut nicăieri în lume, nici în filme. Un reținut cu cătușe nu râde și nu zâmbește și nu face semne de alea misterioase cu năsucul la deget, cu degetul la năsuc. Ați fost membru PDL. Ați fost membru al partidului în perioada când doamna Udrea era în PDL? Da, sunt membru PDL. Am fost membru PDL din 2009. Știți, mă duceți acum pe un teren cu nisipuri mișcătoare, pentru că eu n-am fost cooptat în echipa PDL în 2009, probabil că nu m-am ridicat la nivelul pregătirii celor pe care acum îi vedem pe la DNA și care dau cu subsemnatul.
mi se reproșa la un moment dat, ca să scape de mine, domnul Boc, că vezi, Doamne, aș fi cumnatul lui Voiculescu și trebuie să mă țină deoparte. Nici o legătură, nevastă mea e singură la părinți, n-am nici la cunoscut și nu-l știu. Dar, mă rog, nu mă bucur ce li se întâmplă, însă acum văd și o calitate miniștrilor și secretarilor de stat și a parlamentarilor pe vremea lui Boc. Nu toți, trebuie să recunoaștem. Cunosc oameni valoroși în fostul PDL care stau departe de orice scandal. Se mai întâmplă ceva în viața politică actuală? Lucruri pe care credeți că în 16 noiembrie România au vrut să termine cu ele? Da. Știți că înainte de 16 noiembrie, chiar și înaintea turului 2, turului de foc, Iohannis la capitolul notorietate era foarte departe de Ponta. Dacă ne-am fi luat doar după acest indicator notorietate, Iohannis nu ieșea niciodată președinte. Și uite că la români n-am mai ținut notorietate. De ce? Pentru că românii vor altceva. Vor politicieni onești. Vor politicieni bine pregătiți. Vor politicieni care să vorbească, să se ducă, să vadă cu ei. Nu mai vor politicieni impuși, aduși de nu știu unde, puși într-un anumit loc, într-un anumit post și să se bată cu pumnul în piept că ei reprezintă interesele cetățenilor. Politicianul trebuie să trăiască între oameni, să vină dintre ei. Și cred că românilor le-a ajuns. Și avem exemplul nostru, spun exemplul nostru Giurgiu, pentru că ați văzut tot pe postările mele, da, asta la comentariile din presa giurgiuveană de săptămâna trecută, că am, nu știu cum am făcut, dar am reușit să fiu cap de afiș acolo. Și asta nu-i rău pentru un om politic, nu-i ce rău. Mai vrea și o carieră. Da, și am auto-intitulam eu Ilustrul Necunoscut. Spuneam că totuși politicienii, și vedem aici la noi în Giurgiu, nu prea s-au zbătut pentru electorat și pentru oameni. Oamenii câștigă 200-300 de euro pe lună salariați angajați. Sunt pensii, nu cum spunea domnul Ponta, sunt pensii și aici în Giurgiu, slavă Domnului, 150-200 de lei pe lună. Și vedem la televizor politicienii care au furat cu zecile de milioane. Eu stau și încerc să fac un exercițiu de ăsta de imaginație, de gândire. Oare câtă dualitate, câtă duplicitate trebuie să fi fost în capul unui ministru care lua într-o zi 30 de milioane de euro și pagă prin semnarea unui contract și în aceeași zi acel domn ministru semna probabil pe o hotărâre de guvern o majorare de pensii sau de salariu minim cu 5 lei sau cu 10 lei. Ar fi fost bine, domnul Ștefan. Păi asta că semna o tăiere de pensie. Cam prin vremea aceea. Și tăiere de pensie, dar nu lăsăm tăierea de pensie. Spunem majorări. Când se mai majorează salariul sau pensie, îi mai dă românului 50 de lei în plus sau 60 de lei. Cât de duplicitar poți să fii când tu știi că ți-ai băgat în buzunar prin aceeași semnătură 30-40 de milioane și ai dat și românului 50 de lei. Vedeți, ani de zile și în campaniile electorale, propaganda electorală încerca să convingă românii că cel mai corupt guvern și cele mai mari furturi în țară, asta au fost pe vremea guvernului Năstase. Iată că descoperim acum că în timpul guvernului Boc s-a ridicat atât de mult ștacheta, s-a ridicat standardul ștacheta șpăgilor, pentru că pur și simplu nici nu pot să-ți închipui, adică la o șpagă de peste 10 milioane de euro și afacerea asta a retrocedărilor care au fost făcute legi special pentru așa ceva, care au pregătit terenul acestor samsari de terenuri, se dovedește a fi un jaf pe care nici măcar nu reușim să-l vedem acum, pentru că ceea ce se vede doar vârful icebergului, vedeți, e așa un lanț și e ca un domino. Eu mă bucur că am ocazia să fiu astăzi cu dumneavoastră să abordăm subiecte atât de importante pentru cetățeanul de rând. Da, guvernul Năstase a fost cel ce, să spunem așa, a descoperit suveica asta sau au început să facă tot felul de lucruri. Au venit după ei liberalii cu Tăriceanu și acolo sunt destule cazuri, inclusiv
vosganian și știm pe destui Remeș cu Caltaboșu, cu nu știu mai ce. Jenante totuși. Da. Adică au venit cu liberali, cu PDL-ul. Da. Cu Caltaboș până la 10 milioane de euro. Acum a venit rândul celor care au fost în PDL pentru că dosarele au ajuns la maturitate. Vedeți că deja s-a intrat și în guvernul Ponta, numai de vreme de astăzi, nu? Cu Ghiță și cu cumnatul lui Ponta reținut. Nu, adică... nu, aici nu are treabă cu guvernul Ponta, că cei de acolo nu fac parte din guvern. Păi nu, aici dar... vorbim de miniștri, cei care sunt, au făcut parte din guvernul Bocchiu, aici e vorba de miniștri. Corect, dar le vine și lor, acolo... peste un an, doi, trei, să știți ce, să dea Dumnezeu DNA-ul ăsta, că acum e tot un e super brand, să-și facă datoria până la capăt și să ajungem, poate nu o să ajungem noi ca în Suedia, ca în Norvegia, ca un ministru, ca un senator, un deputat, să n-aibă secretară, să-și scrie singur cum îmi scriu eu pe Facebook, n-am pe nimeni, îmi fac toată treaba singur. Eu am hotărât să intru... aveți o funcție politică, după ce mai... că după aceea da, aveți fi înconjurat funcție, de foarte funcție, mulți funcție politică care... am. Că doar de-aia sunt copreședinte de organizație județeană și sunt și vicepreședinte la nivel național. Mie îmi place în general să fac lucrurile singur și de asta știți, eu am intrat în politică la nivel mare acum 2 ani, 3 ani. Până atunci nu m-am gândit să intru în politică sau să fac politică. Dar am luat decizia asta tocmai datorită unor oameni din fostul guvern, PDL, Boc, pentru că am fost nemulțumit și nu am fost încântat de deciziile pe care le-au luat și am spus, domnule, dacă oamenii care știu, eu am o experiență profesională de 30 de ani de zile și am spus, dacă îi las pe alții, hai să spun pe domeniul meu, să facă ei regula jocului atunci și eu vreau să stau deoparte, atunci nu mai am dreptul să mă vait niciodată. Și asta a fost motivul pentru care m-am implicat în politică. Aveți, în schimb, alături de dumneavoastră noua formațiune politică despre care vom vorbi la cum s-a format, aveți și colegi din PDL, care din fostul PDL, cu care ați fost colegi și care au făcut parte din guvernul Boc și asupra cărora planează suspiciuni, au fost denunțuri făcute împotriva lor. Și ei sunt membrii PNL, acum sunteți în același partid cu ei. Știți, fiecare trebuie să plătească pentru ce a făcut și ceea ce face. Repet, mă bucur că avem o instituție a statului care face... Da. Cu permisiunea dumneavoastră... M-aș fi bucurat și mai mult ca să existe DNA-ul, să știm că e puternic, că verifică, dar că nu găsesc și nu sunt cazuri. Da. Dar până acolo mai avem. Cu permisiunea dumneavoastră, colegii mei spun că avem un telefon... Cu mare drag. Alo? Alo? Vă auzim. S-a răzgândit. Da. Dacă... Alo? Bun, dacă revine telespectatorul care ar fi vrut să vorbească cu noi, cu mare plăcere. Între timp, continuăm discuția. Și spuneam de... Tot ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Apropo de DNA, eu aș fi foarte încântată și voi fi convinsă că într-adevăr începe să se facă dreptate în România atunci când alături de acești oameni politici care au ocupat funcții în administrație și care acum au ajuns să fie cercetați de DNA, în momentul în care alături de ei vor fi și procurorii și judecătorii care ani de zile au ținut aceste dosare la sertar. Pentru că sunt fapte care s-au săvârșit cu ani în urmă și de-abia acum, nu pot să cred că de-abia acum le-a venit rândul, pentru că n-au fost în acest interval de timp altele care să fie în lucru. Și atunci o să cred eu că într-adevăr în România începe să fie dreptate. Nu e domeniu, nici nu trebuie să fie domeniu pe care să-l aprofundez. Vă spun, justiția trebuie să-l lăsată să lucreze, dar înțeleg că există o încărcătură foarte mare pe fiecare procuror cu numere enorme de dosare, adică fiecare procuror instrumentează, eu știu, 30-40 de dosare și la o asemenea învergură și la o asemenea caracatiță pe care o descoperim și o vedem în fiecare zi
cu ajutorul dumneavoastră a mass mediei, vă dați seama că probabil le trebuie un timp suficient de lung. Însă se poate face și politică. Nu vreau aici să mă dau exemplu, că am fost și eu un amăr de secretar de stat la agricultură 5 ani. Dacă consider că e mai important să nu dormi liniștit, să pui seara capul pe pernă să dormi și vrei să ai belele, e, uite că a venit ziua judecății. Știți ce? E chiar curios, mă face să râd. Cunosc politicieni care n-au crezut niciodată că vor fi trași de urechi. Pentru că au crezut, exact ce spuneați dumneavoastră, că în instanță își vor rezolva problema. Uite că a venit ziua de apoi în care nu se mai poate sau care să-ți au rezolvi. Spatele asigurat. Sau au crezut au în crezut promisiuni. Au spatele asigurat. Astăzi avem primari. Nu că toată toamna am vorbit de migrația primarilor de colo-colo. Pe lângă aspectul pecuniar, că li s-au dat bani ca să treacă de la un partid în general din opoziție la partidul de guvernământ, înțeleg că nu e o emisiune super politică, au mai fost atrași și de un alt miraj. Nu numai bani. Știți care este? Care este acela? Păi tocmai justiția. Mulți primari au avut probleme în instanță și au probleme. Ba cu ANI, ba cu DNA-ul. Și atunci, anumiți lideri politici le-au spus, uite, vii la mine, îți rezolv problema. Și asta e o prostie fără de seamăn. Pentru că nimeni în țara asta, eu nu cred că astăzi mai poate să oprească un dosar da, odată început. De ce nu le-a acordat primarilor suficient credit încât să fie o hotărâre a lor, propria lor? Să aleagă ei că pur și simplu partidul numele căruia au candidat nu e... În, cum să spun, nu le oferă suficientă atenție încât ei să-și poată onora promisiunile față de electorat. Pentru că ei depind, așa este, până la urmă ei depind de fondurile de bani de care vin. Pentru că altfel nu-și pot onora promisiunile. Și au nevoie. Și atunci mi se pare normal. Poate ar fi mai bine să nu mai facă parte din niciun partid politic primarul ca să terminăm cu această lege, că e migrație, că nu e migrație. Poate nici ar trebui să mai facă parte da, din un partid politic. Da, ați spus o chestie foarte importantă asta. Poate că primarul ar trebui să fie un manager de comunitate și absolut. Atât. Absolut. Și el să încerce să aducă fonduri indiferent de cine e la guvernare. Da, dar din nefericire astăzi primarul este perceput ca personajul cheie care aduce voturi. N-ai primarul, n-ai voturi. Da. Și de asta prin diverse mijloace, ba cu banii, ba cu dosare, sunt trași dintr-un partid în altul și sigur că eu nu cred că le e ușor nici primarilor să se explice propriului electorat de ce au fugit de colo-colo. Pentru da? Că ați adus vorba de primari, o să continui, pentru că din toate postările dumneavoastră m-am oprit doar la aceasta, dar pentru că ea cuprinde mai multe aspecte de care ne putem lega. Și spuneți așa, a doua dezamăgire după prima, care a fost votul senatorilor împotriva demiterii justiției a lui Vosganian, a doua dezamăgire este locală. Pentru că onorabilii mei colegi din PNL Giurgiu, spuneți dumneavoastră, care chiar la această oră se întâlnesc cu primarul Fugar din Ogrezen, care la alegerile prezidențiale a dat voturile ogrezenilor lui Ponta. Domnule președinte Klaus Iohannis, parcă ați spus că primarii trebuie să rămână unde s-au dus. Vă rog să le mai spuneți încă o dată și PNL Giurgiu, că poate am înțeles greșit. În loc să mergem în localitățile unde nu avem organizații, să umblăm după fugari. Păcat de munca și investiția celor ce am muncit pentru dumneavoastră, în speranța că vom face astfel de politică. Spuneați că primarii nu trebuie atrași în niciun fel. Lucrul acesta va nemulțumi la propriul partid. Da, ați văzut termenul, am spus colegii mei, da. Pentru că sunt colegii mei. Știți că și noi la fostul PDL am avut 6 primari în 2012, din care mai am unul. Ceilalți 5 au fugit. Eu n-am ales varianta să mă duc acum în opoziție, fiind și în fază de reconstrucție sau de construcție al noului PNL, să mă duc la cei 5 foști primari de ai noștri să încerc să-i aduc înapoi. Eu prefer alte metode. Eu încerc să-mi găsesc oameni noi. Dacă
ar fi posibil tineri pe care să-i creștem, cu care să facem echipă și să încercăm să-i convingem să candideze ei la primărie. Eu nu mai am încredere în primarii care au... Ce să vă zic? Primarul de la Mihăilești, unde eu stau toată ziua, în ultimii 3 ani, cred că a fost la 4 partide. A fost PDL, PNL, PSD, acum s-a dus la UNPR. Păi, mihăileșteanul ăla, ce mai înțelege el din atitudinea primarului? Ce să stau de vorbă cu asemenea oameni? Și de asta am fost și sunt, mă rog, așa un pic indignat de atitudinea colegilor mei, că să te duci la ogrezeni. Păi eu mi-am rupt pingelele la ogrezeni. Am mâncat gogoșari după marginea șoselei în campania electorală și l-am avut pe domnul Jipa împotriva candidatului pe care eu l-am reprezentat, actualului președinte Klaus Iohannis. Și acum să mă duc să-l aduc înapoi? Dar n-ați fi supărat? Cred că oricine ar fi supărat. Dar n-ați discutat în cadrul partidului o strategie comună? Asta a fost problema, a fost o lipsă de comunicare, lipsă rezolvată în sfârșit, pentru că am avut o întâlnire cu colega mea, cu doamna deputat Surdu, am stabilit care ne sunt prioritățile și chestia asta cu căutatul primarilor să o lăsăm pentru mai încolo. Să-i lăsăm deocamdată, așa, deci, cum a zis președintele Iohannis. Nu mai merge prin județ? Ba da, merge prin județ. Eu am rugat-o și am sugerat și a fost de acord cu propunerea mea să mergem împreună, nu să discutăm cu primarii, să mergem să consolidăm organizația județeană PNL Giurgiu, în primul rând în localitățile unde n-avem nimic, că avem foarte multe localități în care primarul a plecat cu tot. Și acolo trebuie să punem ceva la loc. Și să știți că sunt oameni, exact oamenii de care spuneam, oamenii de Facebook, oamenii care au vrut schimbarea pe 16 noiembrie, oameni disponibili, oameni dispuși să vină să facă altfel de politică. Și eu îmi doresc să fac o altfel de politică. Și cred că și doamna Surdu e o persoană foarte tânără și o să vrea să facă altfel de politică. Nu deci mai... sunteți de părere că trebuie reconstruit. Reconstruit și mers în echipă, da. Reconstruit de la temelie. Și atunci credeți că dacă vă doriți atât de mult să ajungeți la putere și după cum se vede, se încearcă pe toate planurile, inclusiv să se schimbe majoritatea în Parlament, veți avea timp la putere fiind să reconstruiți partidul? Că de obicei lucrurile astea se întâmplă în opoziție. Când este mai lejer, atunci ai timp să reconstruiești partidul. Doamnă, dacă vrei, poți. Știți, era reclama aia până anii 90 cu Adidas Torsion. Dacă vrei, poți. Și mai avem și proverbul ăla, să nu dorești să-ți dea atât cât poți să duci. Nu cumva ajungem la o dictatură dacă avem președintele dat de PNL, PNL la guvernare, pentru că înainte de alegeri, asta era tema principală. Nu trebuie să iasă Ponta președinte, pentru că deja PSD-ul are guvernul. Și atunci e bine să fie din 2 partide, să nu fie de aceluiași partid. Iată că după ce ați câștigat, v-ați schimbat optica. Da, e un mod de gândire, însă orice partid politic, orice politician își dorește să fie la putere. Sigur că noi o să încercăm în primăvara aceasta să facem o moțiune de cenzură, dacă o să treacă bine, dacă nu, ne vedem în continuare. Dar de ce este atât de urgență ajungeți la putere? Urgența... Că mai avem un an și... Okay. Eu personal, Ștefan Gheorghe, am spus-o și colegilor și la București, în forurile superioare, nu consider că primăvara aceasta este momentul ideal de a intra la guvernare. Probabil că în toamnă sau iarna următoare e altceva, pentru că până în 2016, un an și jumătate, ai timp să te și erodezi la putere fiind. Problema însă este alta. Președintele Klaus Iohannis, ca să-și pună în practică programul prezidențial România lucrului bine făcut, are nevoie de un guvern al lui cu care să lucreze, cu care să interfereze și cu care să-și pună în practică aceste viziuni. Nu mi-aduc aminte să fi spus în campania asta. Vorbeam înainte de emisiune că politica se schimbă. Astăzi e arta compromisului. Dumneavoastră îți spuneați, nu? Și eu am spus că așa este. Da, aici nu-i compromis. Aici e pur și simplu lipsă de cuvânt, ca să spun așa. Adică nu e lipsă de cuvânt. A fost o atitudine care a indus în electorat
o anume orientare spre un vot, după care votul odată obținut s-au întors. PSD-ul, din câte mi-aduc eu pe vremea lui Iliescu, cât a fost Iliescu președinte, avea și guvern. Nu? Votat de popor. Și unul și altul. Păi și Iohannis n-a fost votat de popor. Da, dar pe de altă parte și guvernul Parlamentul, acesta este și el ales și tot votat de popor. Nu. Guvernul îl propune și se aprobă componența lui în Parlament. Că ei sunt nominalizați de niște partide. Dar în Parlament, iar Parlamentul înseamnă votul popular. Alea sunt alegerile generale. Dacă parlamentarii, printr-o moțiune de cenzură, care sunt reprezentanții poporului, e adevărat că Parlamentul, pentru că sunt acolo cu votul ăsta uninominal, s-a dus naibii noțiunea de parlamentar, de deputat, de senator, de calitate, de pregătire, de tot ce vreți. Ei sunt în măsură, prin moțiune de cenzură, să spună dacă un guvern trebuie să meargă în continuare sau trebuie să pice. Și probabil că în primăvara asta o să fie, nu probabil, cu siguranță o moțiune de cenzură în luna martie, cel târziu aprilie, și o să vedem dacă trece, dacă nu, noi ne facem datoria. Opoziția trebuie să facă moțiuni de cenzură și PSD-ul, guvernul ungureanu prin ce a căzut? Printr-o moțiune de cenzură, făcută de PSD și fostul PNL, de USL, nu? Cum a venit Ponta la putere? Prin moțiune de cenzură. Reconfirmat după aceea în reconfirmat în 2012, toamna, târziu. Dar da. Ponta s-a dus la Palatul Victoria în luna mai, aprilie sau mai. Spuneați de acest vot uninominal care a creat o situație probabil unică în Europa, nu mai zic de lume. Celebrul, cred că suntem singura sunt auto. Țară în care nu știm câți parlamentari vom avea. Ce număr de parlamentari vom avea. Acum, acest vot uninominal. Da. Avem apoi problema votului din diaspora, pe care s-a făcut atâta caz în alegeri și pe acest val de nemulțumire președintele Iohannis a câștigat foarte multe voturi. Sunt multe lucruri care n-au fost spuse. Avem o Constituție care trebuie schimbată. Toată lumea e de acord că trebuie modificată Constituția. N-am auzit nimic despre asta. Credeți că e mai important este faptul că PNL-ul trebuie să ajungă la guvernare? Ce îl împiedică pe președintele Iohannis să discute toate aceste lucruri? El își poate îndeplini prerogativele de președinte, convocând partidele la discuții și, din câte am văzut, premierul Ponta nu prea s-a opus doleanțelor președintelui și până la ora asta s-au înțeles ca niște oameni civilizați până la urmă. Vreau să vă spun că în Parlament se lucrează în comisiile de specialitate la proiectul de lege vizând alegerile și s-a convenit ca la anul 2016 să se reducă la 365-66 de parlamentari de la 600, ceea ce e un lucru bun, aproape jumătate. S-a convenit de asemenea să se meargă pe liste și nu pe colegii, așa cum a fost până acum. Adică lista de partid, cei din organizația județeană stabilesc cine sunt cei care trebuie să fie numărul 1, numărul 2, numărul 3 în ordinea priorităților. N-au fost puncte divergente între putere și opoziție, deci pe poate, subiecte nu? de genul ăsta. Păi, pentru că noi am suferit și suferim cel mai mult liderii de partid pentru că am permis prin votul uninominal să intre oameni, unii cu dare de mână, mai vedeți noastră, ala domnul Becali, domnul de la Brașov, de la Buzău, auto. A fost un domn care... Domnul Ștefan, de la urmă, am permis, dacă el este votat de oameni, hai să zicem da, că putem accepta condiții? Lucrul ăsta. În ce condiții? Dar pe mine m-a revoltat faptul că au ieșit oameni nevotați de electorat, de pe locul 3, care au intrat în Parlament.
Deci da, oameni care n-au primit votul. Corect. Asta e chiar culme. Au fost, parlamentari, într-adevăr, cu 1500 de voturi. Care au ajuns? Au ajuns în Parlament, exact. Și altul cu 7000 sau cu 8000, da, da. Au fost niște... Deci astea sunt niște aberații. Aberații care... Adică un om care nu-i votat de electorat ajunge în Parlament. Da, în viitorul proiect de lege a dispărut chestia asta și e vot pe listă, clasic. Ceea ce mi se pare ok. Deci n-avem ce nu apreciez eu ca fiind o chestie bună. La consiliile județene, spre exemplu, s-a căzut de acord să se meargă, să nu se mai voteze pentru președinte de consiliu județean și să se meargă pe listă de consilieri și între ei să se aleagă. Era până în 2000. Da, e de discutat, adică chestia asta. Adică președintele ales de consilieri, prin votul președintele ales de consilieri, da. E, aici e mai greu să te identifici tu cu un proiect al tău, pentru că dacă celorlalți nu le convine, te-au schimbat la următoarea ședință și... Domnul Ștefan, nu știu câte oară când pronunțați acest cuvânt proiect. Proiect la președinte, proiect la președintele de Consiliu Județean. Ați văzut dumneavoastră la cineva cu adevărat un proiect pe care să-l ducă până la capăt? Singurul proiect este să ajungem la putere, să avem puterea. Până la urmă ăsta este. Da, ăsta e visul tuturor, să ajungă la putere. Din nefericire, foarte mulți sunt nepregătiți. Își doresc puterea într-o stare de inconștiență totală, el e total nepregătit. Puterea ca să aibă posibilitatea, că iată, vedem după câți ani ce a însemnat să ai puterea, nu? Să-ți dorești puterea. Și pentru ce ți-ai dorit puterea? E un drog puterea asta. Dacă nu ești pregătit ca să ai putere, ajungi la proverbul ăla românesc că dă-i... Nu vreau să folosesc cuvânt, dar îl folosesc, de ce? Why not? Dă-i prostului putere ca să vezi cu cine ai de-a face. Așa și cu noi. Deci dacă ești un om competent, pregătit, un om cu experiență profesională și de viață suficientă, în momentul în care ai putere, știi ce să faci cu ea și nu ți-o pierzi. Adică nu ți pierzi cumpătul, nu ți pierzi... Dorința de a avea putere v-a îndemnat să declarați că vreți să candidați la președinția Consiliului Județean? Cred că aici am mai multe lucruri care m-au făcut să declar lucrurile, să fac această afirmație. În primul rând, mă întorc la ce mi-ați spus dumneavoastră. Nu prea văd în Giurgiu proiecte. Trăiți aici zi de zi, arătați-mi un proiect în afară de groapa de gunoi celebră, în rest proiecte la care nu ne uităm ca la un exponat de muzeu. Da, nu prea văd proiecte. Drumurile sunt varză. În afară de drumul București-Giurgiu, eu când mă duc la Mihăileșu, iau pe partea asta pe la Ghimpați, îmi rup mașina. Drumul ăla de 20-25 de ani e la fel. Dacă vreau să mă duc la Toporu, pe partea asta, pe sud, sau să ies spre Drăgănești-Vlașca, n-ai cum. N-am vrut să vin astă primăvară pe acolo, a trebuit să mă întorc. Nu sunt proiecte. L-ați întrebat pe domnul Mustățea, care Spitalul județean e varză. De partid. Spitalul județean... L-ați întrebat de ce se întâmplă toate lucrurile acestea? Pentru că în Giurgiu, vreau să spun că PNL-ul este la putere din 2008. Da. Da, într-adevăr, în Giurgiu, PNL-ul e la guvernare, exact. Dacă ne gândim la Consiliul Județean. Dacă ne gândim la Consiliul Județean, PNL-ul e la putere la guvernare din 2008. Ce să vă spun, nu sunt mulțumit. Tocmai de-aia am spus ceea ce am spus. Dar ați încercat să aveți o discuție, să întrebați pe domnul președinte al Consiliului Județean care sunt problemele, ce se întâmplă, de ce nu se... Vedeți, dumneavoastră, explicații pot fi suficiente. Ba nealocarea banilor suficienți, ba neînțelegere, ba că nu e majoritate în Consiliul Județean, ba nu știu mai ce. Eu totuși vreau să cred că oamenii ăștia din Consiliul Județean, toți consilierii, că sunt de la putere sau de la opoziție, toți ar trebui să fie... să lucreze în interesul și în slujba cetățeanului care i-a dus acolo. Deciziile alea nu trebuie să fie niște chestii personale. Am pus-o tot pe Facebook. Îmi place în spațiul ăsta online, așa, virtual, pentru că sunt eu cu tableta și în fața mea, în mintea mea, milioanele sau zecile sau sutele sau miile de oameni pe care le cunosc.
Și mi-am exprimat lipsa de, cum să vă spun, insatisfacția totală față de numirile, lăsând proiectele. I-am și spus domnului Mustățean, nu sunt de acord cu numirea domnului Buduru la Muzeul de Istorie. Eu nu m-aș fi dus. Răspuns, că nici noi suntem de acord. Eu nu m-aș fi dus. Nimic, deci eu sunt inginer piscicol. O meserie iubită, îndrăgită aici în Giurgiu, că ai Dunăre, avem atâtea ferme, atâtea lacuri, lumea știe cu ce să mănânc. Dacă mie mi-ar fi propus cineva să mă duc director la muzeu, aș fi refuzat cu eleganță sau cu duritate. Pentru că e aiurea. Acolo trebuie să fie, niște oameni super profesioniști. Aici chiar am o curiozitate personală, pentru că nouă nu ne-a răspuns. Păi a invocat aceeași chestie cu majoritatea, că trebuie să aibă majoritatea. De ce trebuie atâta majoritate? De ce are nevoie sau de ce scoate mereu la înaintare acest lucru? Eu nu vreau să-l judec și să-l critic acum, că nu am venit aici să-l critic pe domnul Mustățea. E decizia dânsului pentru care va plăti sau nu. Nu vreți să fiți ca dânsul, trebuie să știți de ce. Da, nu vreau să fiu ca dânsul și ca mulți alții. Eu vreau să fac altfel de politică. În interesul cetățeanului. Eu vreau ca, dacă se face o lucrare, până cine să o face, primărie, Consiliul Județean, și se pune un asfalt din punctul A până în punctul B, eu vreau ca 5 ani de zile asfaltul ăla să nu mai fie reparat și întreținut și oamenii să-și rupă mașina. Dar asta înseamnă să se facă lucrări de calitate la prețul corect și transparent. Din punctul meu de vedere, locul de muncă al președintelui Consiliului Județean nu e clădirea Consiliului Județean. Eu am spus-o în conferință de presă. Eu nu-mi doresc să fiu președinte de Consiliul Județean, să încui și să descui eu dimineața și seara clădirea. Nu, locul de muncă al președintelui de Consiliul Județean, că de-aia se numește CJ, e pe teren și la primării. Trebuie să faci din primari parteneri, din primari și din cetățenii județului. Altfel, nu vom face nimic. Și lasă-i, ce, deci trebuie să stau eu la Consiliul Județean să fac licitații, trebuie să stau eu să văd prezenți, cu excepția zilelor de ședință și a zilelor o zi în care îți pui audiență pentru primari sau eu știu cine mai vine la tine, în rest trebuie să stai pe teren. Eu așa văd lucrurile. Avem proverbul la românesc și aici se potrivește foarte bine. Ochii stăpânului îngrașă locul. Și stăpânul într-un Consiliu Județean e președintele Consiliului Județean. Vorbiți ca un om de afaceri acum. Da, sunt om de afaceri de 22 de ani și lucrez în meseria mea de 30 de ani. Și dacă ar fi să o mai iau de la capăt, tot asta aș face. Și am spus, consider că am pregătirea profesională de viață, acum și politică, cât să mă implic și să fac lucrurile să fie altfel. Da, vedeți acum că toate problemele acestea create sau toată această lipsă de preocupare a domnului Mustățea pentru Spitalul Județean, și știți bine că aici semnalele trase de presă sunt multe semnale, da. Pentru că este o realitate. Știți care e principala problemă acolo la spital? Și i-am spus-o domnului Mustățea și asta nu e o critică, i-am spus cu drag așa și domnule, pune un om, pune un comunicator acolo. Între Spitalul Județean și dumneavoastră presa nu există niciun fel de dialog. Acolo trebuie niciun pus un manager nou, pentru că actualul manager stă într-un interimar de un an de zile. Timp în care domnul Mustățea tot găsește pretexte să amâne concursul, să nu se țină concursul și să nu se stabilească un manager care să fie numit prin concurs, care să aibă un proiect și pe care să-l poată pune în practică. Eu am spus, acum nu știu, domnul Mustățea, probabil știți, fiecare politician plătește pentru lucrurile bune sau lucrurile rele pe care le face. Dar nu credeți că plătește și partidul din care face parte politicianul respectiv? Și partidul, dar cel mai mare preț, cel mai mare... Cel mai mult plătește omul de rând, cetățeanul. Pentru că cetățeanul nu beneficiază de serviciile politicienilor. Aici mi se pare cheie. Cetățeanul trebuie să fie politicianul și angajatul la stat trebuie să fie în slujba cetățeanului și nu invers. Nu invers. Din nefericire... Sunt cuvinte foarte frumoase pe care le spuneți, dar pe care nu le regăsim în practică. Uite, eu cât am lucrat 5 ani la Ministerul Agriculturii, vreau să vă spun că nu am ținut
niciodată pe cineva la ușă mai mult de 5 minute să mă aștepte. Asta din respect pentru cetățean. A, îl lăsam pe un om de-al meu să aștepte, un angajat, un salariat, până rezolvam problema cu cetățeanul. Cetățeanul este cel mai important. El e, dacă ai ochi și urechi, de la el îți iei hrana, îți iei ideile, îți iei feedback-ul pentru ceea ce faci, dacă îți iei tot. Vreți să ajungeți la putere și vreți să câștigați următoarele alegeri, partidul dumneavoastră, spun, în județul Giurgiu, ați încercat să vorbiți cu colega dumneavoastră, cu președinta din partea PNL-ului, despre toate aceste probleme, ați exprimat toate aceste nemulțumiri pe care le aveți? Să vă fac o confesiune așa. Că nu ne aude nimeni. Că tot nu ne aude nimeni. Nimeni, da. Ieri m-am întâlnit cu doamna deputat și am avut o discuție destul de lungă prin care am lămurit care sunt pașii, care ne sunt urgențele și ce trebuie să facem în județ. Pentru că noi avem o situație destul de grea. Suntem într-un județ în care PSD-ul, care a lucrat în echipă, și vă spuneam mai devreme aici, îl apreciez pe domnul Bădălău, care e un nu e un politician bun. E unul foarte bun. A știut să-și facă echipă, lucrează, a promovat tineri. Am văzut că mai nou, pe la conferințe de presă, purtător de cuvânt, a băgat tinerii pe acolo și cu tinerii nu e ușor. Și ei simt lucrurile altfel. Deci avem un județ în care PSD-ul este foarte puternic. Avem un județ în care mentalitatea colectivă, și aici cu scuzele de rigoare, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a rămas cu mult în urma altor județe. Avem un județ în care, care economic, din punct de vedere al PIB-ului, al locurilor de muncă, a toți indicatorii, e cam pe ultimile locuri. Și nu știu de ce. Eu sunt în Giurgiu de 20 de ani. E adevărat. Mai la nord, la Mihăilești, dar tot județul ăsta. Și până să intru în politică, tot veneam la Giurgiu. Ba pentru autorizații, ba pentru tot felul de lucruri. Giurgiu ăsta merită un pic mai mult. Pentru că noi considerăm la fel cetățenii. Pentru că are un pământ pe care nu-l găsești nicăieri. Poate cu excepția Călărașului și o parte din Ialomița, în rest are un pământ foarte roditor. Are Dunărea asta care îi scaldă malurile județului și nu o folosim, în afară de a merge vara să dăm la pește și să facem baie, nu o folosim deloc. Deci lipsă proiecte. Ai podul ăsta al prieteniei, care nu știu în grija cui e, dar ne face de râs. Chiar am postat tot pe Facebook prin ianuarie să-mi rup mașina. Ai poarta asta, Vama, intrarea spre Orient, spre Turcia, spre Bulgaria. Adică Giurgiu ăsta are niște capete de pod. De ce lucrurile merg prost? Eu o dau doar pe lipsa păi de proiecte și pe atitudine. Politicienii și-au făcut treaba ani de zile, și-au făcut interesele, uitați-vă ce iese la iveală, și noi știți cum e, vorba cântecului, noi rămânem tot ca proștii. Da, așa de fiecare dată. Și aș vrea să revin la venirea doamnei Surdu la Giurgiu. Conducerea PNL-ului și-a securizat într-un fel partidul, schimbându-l pe domnul Mustățea de la conducere și aducând-o pe doamna Surdu să prefacă organizația. Foarte bine au făcut. Dar gândiți-vă că dacă, acum întrebarea firească este, dacă domnul Mustățea n-a fost bun pentru PNL sau n-a fost suficient de bun să susțină PNL-ul, credeți că e suficient de bun să ne susțină județul nostru? Da, din poziția de deputat poți să faci și să ajuți un județ. Uitați-vă ce face. Noi vorbesc de domnul Mustățea. Dacă și-au securizat peneliștii și-au securizat întâi partidul, având grijă să îl scape de sub influența domnului Mustățea. Eu am înțeles că domnul Mustățea și-a dat demisia din motive de sănătate, totuși. A avut probleme și nu putea să ducă și filiala și Consiliul Județean. Și pentru asta s-a... Însă vreau să vă spun că între colegii mei din noul PNL, din fostul PNL de rit vechi, să zic așa, acolo sunt oameni foarte valoroși.
Adică sunt oameni valoroși, oameni cu potențial și cu viitor. Ce, domnul Beanu, am înțeles că a performat și a fost bun la Consiliul Județean. Sunt, ai experiența domnului Iliescu, care nu trebuie neglijată și omul ăsta trebuie valorificat și ținut aproape. Sunt destui. L-am cunoscut pe domnul Măroiu, cu care am fost în campanie. Sunt oameni buni, valoroși, au o organizație de tineret foarte bună. Vă simțiți ca făcând parte din PNL este așa de simplu după ce ați purtat ani de zile un brand care era PDL-ul de ani de zile? Nu vă pare rău că ați dispărut pur și simplu din scena politică? Și da și nu. Da, pentru că într-adevăr eram un brand. Nu, pentru că eu, Gheorghe Ștefan, mi-am dorit din totdeauna ca dreapta să fie unită. Și era singura soluție prin care să unifici dreapta. Aceste două mari partide de centru-dreapta trebuiau să se unească dacă vrei să ai, și așa e și firesc și îmi doresc ca, bine, nu le doresc că o să mă înjure cei de la partidele mai mici, dar normal trebuie să ai un partid mare pe stânga, un partid mare pe dreapta, sau de fapt ideal ar fi un partid mare pe centru-stânga și unul pe centru-dreapta, că cu cât te depărtezi și te duci spre extreme nu e bine. Da, nu e simplu, nu e ușor. Mă uit că eu în fiecare zi sunt la, mă duc la centru, la București, și acolo lucrurile, deja unificarea e făcută de mult timp, pentru că acolo n-au ce să împartă. Acolo s-a și hotărât. Acolo s-a hotărât, dar acolo n-au ce să împartă. Păcând aici, ai orgolii, ai organizații, ai localități, sunt oameni, vă spun la Mihăileș, la mine, da? Oameni care au trecut prin câteva campanii și au luptat unii împotriva altuia. Unul de la PNL, alții de la PDL, și acum trebuie să-i pui în aceeași oală și să renunțe la orgolii, la principii și să tragă toți într-o direcție. Simțiți că PNL-ul se comportă ca partidul dominant, să spunem, partidul cu o pondere mai mare? Nu, pentru că sunt județe în care PDL-ul... Nu vorbesc la Giurgiu. La Giurgiu nu, să știți că vă spuneam mai devreme, am găsit oameni aici admirabili, oameni foarte deschiși, nu considerăm, noi avem sediu, am stabilit ca sediu, fost sediu al PDL să îl folosească organizația municipală, apropo, pe persoană fizică. Fără adunarea voastră personal. Da, trebuie să mă ați justific și... Ați ținut neapărat să-l cumpărați. Putea să-l cumpere partidul, de exemplu, PNL-ul. Din ce bani? Cumpere. Ce bani au partidul? Partidele politice n-au bani. Ei trăiesc din banii membrilor și a sponsorilor. Apropo de asta, ca să facem o paranteză, știți că trebuie să strângeți puțin cureaua și la Giurgiu, inclusiv filiala, pentru că partidul la nivel național are datorii foarte mari. Da, e vreun partid și fără datorii? Și PSD-ul așa, are, da? Datorii, Doamne! Va trebui să cam plătiți datoria din campanie. Eu am plătit acum datoria predecesorilor mei sau parte din datoriile predecesorilor mei, pentru că sediul fostului PDL a fost scos la licitație, datorii de la domnul Valentin Iliescu și domnul Anton, parțial, mai mici, dar de la Valentin Iliescu și de la Negru. Și am considerat moral, dacă am posibilitatea să salvez, deci pentru un partid politic, un sediu de partid, am mai dar folosit comparația... Dar nu există acel partid politic al cărui sediu vreți dumneavoastră să-l salvați. Păi, nu există, gata, s-a dus. Nu mai există. Lăsați-mă, deci un sediu de partid seamănă cu ceea ce în armată reprezintă drapelul de luptă. Ți-ai pierdut drapelul de luptă, te desfințezi ca unitate. Și da, pentru un partid de la fel. Drapelul de luptă, ați intrat în altă armată. Dar aveam nevoie de el în continuare, că ăsta era sediu. Unde să se ducă oamenii? Unde să se întâlnească? Unde să facă ședințe? Și plus că ar fi fost un semn rău. Și am zis, domnule, dacă am posibilitatea să o fac, de ce să nu o fac? Cred că sunt poate singurul politician care duce la partid și nu ia de la partid. Da, nu mă deranjează. Așa m-a făcut pe mine mama. La ultima conferință de presă pe care ați făcut-o în sediul acela recăpătat de dumneavoastră... Nu, recumpărat, nu l-am căpătat. Recuperat, am vrut să spun. A recuperat, da. N-am văzut niciunul dintre colegii de la PNL acolo. Ba da, organizația municipală acolo își ține ședințele.
organizația județeană la sediul vechi al PNL și organizația municipală. Dacă ați văzut, nici n-am schimbat încă frontispiciu cu PDL și cu Alianța Creștin-Liberală în interior, pentru că a fost în incertitudine dacă o să-l cumpăr sau nu. Am fost la licitație, acum am dat comandă și luni o să ne ducă să povăzize, să pună frumos cu PNL Giurgiu. Am făcut contract de comodat, îl pun la dispoziția partidului gratis. Fac și eu ceva pentru partidul ăsta și pentru oameni. Și ce așteptați în schimb de la partid? Muncă, ce să aștept? Ce, partidul ce să-ți dea? Muncă, muncă și iar muncă, dar îmi face plăcere. Nu veți cere nicio funcție? O, ajungem la funții, doamnă. Când ai o funcție... Așa se obișnuiește, da, adică no, să nu, no, nu mă condamnați, no, pe mine, no, că întreb, așa, no, se obișnuiește. No. Când ești președinte de organizație județeană, clar că îți vin și funcții în momentul în care mergi la guvernare. Sau ți se oferă, sau poți să obții funcții dacă vrei ceva anume. Eu nu mă pricep la prea multe lucruri în afara agriculturii. Au fost, inclusiv în presa giurgiuveană, colegii noastre care au scris că, mă rog, nu știu ce discuții, că o să mă duc la Ministerul Agriculturii, ministru, sau nu o să mă duc. Dar erați într-un... Eu sunt, am fost în guvernul alternativ. Exact, da? din umbră. Pentru că eu sunt președintele Comisiei de Agricultură, că asta știu să fac, atunci, sigur, dețineam portofoliul ăsta de ministru al unui guvern alternativ. Dar eu nu fac prea mari speranțe, pentru că în opoziție oricine poate să fie ministru. Când ajungi la guvernare, exact de ce vorbeam, cu arta compromisului, lasă-l, punem pe ăla, să ducă cineva, dar important e să ducă cineva bun. Deci pe mine... Dacă vreți sinceritate pentru partidul ăsta, ați băgat o groază de bani în sediul ăla. Și ce dacă o fac de plăcere? Mi-a plăcut, îmi place. Eu iubesc oamenii. Eu vreau să vă spun că am în fosta aripă, în postul PDL, oameni în general simpli. Dar iubesc foarte mult. Omul cu cât e mai simplu, ți-e mai ușor să-l iubești și să-l ții aproape și să faci sacrificii pentru el. Și mai ușor de manevrat. Nu, mă, cu ce să-i manevrez? Deocamdată am fost numai în opoziție. Dar e frumoasă și viața în opoziție. Păi lasă, că PD-ul a fost și el la putere multă. Dar nu cu mine, n-ați auzit că nu eram bun, nu eram pregătit profesional, n-aveam experiența necesară. Ce să facem? Asta este. Da. Și veți candida totuși la Consiliul Județean? Sau s-au lămurit lucrurile? Păi da, o lămurește legea că o să se meargă pe consilieri și nu se mai candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Deci o lămurește, a lămurit-o legiuitorul pentru mine și pentru toți cei ce vreau să candideze la funcția de președinte al Consiliului Județean. Atunci crește miza listei pentru consilieri? Ei, aici ați spus punctul de ei, pentru că crește miza pentru consilieri și aici chiar cred că trebuie un candidat sau candidați cât mai mulți de valoare localnici, care să se cunoască între ei, să poată să lucreze și să facă echipă. Și liderul ăla cunoscut și recunoscut de către grupul de consilieri să fie ales de ei președinte al Consiliului Județean. Ați discutat cum vor fi aceste liste? Și aici avem oameni foarte buni. Pe procente de la un partid la altul în funcție de... Nu. Singura metodă prin care se va face, o să facem în toamnă, chiar am vorbit ieri cu doamna Surdu, la toamnă o să facem un sondaj sociologic să vedem care, cum stă fiecare candidat pe consilier, pe ce, ca să stabilim ordinea în care îi punem la Consiliul Județean. Dar nu... trebuie să fie nu știu cât la sută de la PNL sau până rezolvați problema. Dar nu mai există PNL și PDL. Suntem un singur partid. PNL. Nu. Asta e singura chestie cu CEJEX-ul, Comitetul Județean Executiv, care e forul executiv de conducere în care fostul PNL are mai mulți, are 15 membri și noi avem doar 8. Pentru că s-a luat în calcul rezultatul de la alegerile europarlamentare și numărul de primari. Și au stat mai bine și la una și la cealaltă, însă deciziile acestui CEJEX trebuie aprobate în plenul celor două BPJ-uri comune unde suntem paritari, 25 cu 25.
Nu, e chiar democratic și ok și e bine. Nu, eu nu mă simt în minoritate aici. Și... pentru că mai avem 5 minute. Așa sunt, repede a trecut timp. A trecut repede. Cineva care vrea să vă întrebe despre primarul din comuna Malu, pe care îl numește traseist, nu știu de ce și ce puteți spune dumneavoastră despre primarul din comuna Malu? Păi nu știu, dar e prea vag. Este, exact. Da, dacă domnia sa spune că s-a mutat de colo-colo, asta e titulatura, traseist. Un alt SMS. Aici este, cum să spun, întotdeauna telefoanele și SMS-urile au legătură mai puțin cu subiectul discuției noastre. Oamenii au problemele lor. Și cred că și dumneavoastră ca politicieni și noi ca presă ar trebui să ținem cont mai mult de aceste probleme ale oamenilor în modul în care abordăm subiectele. Corect. Pentru că noi ne-am întâlnit în această seară, discutăm despre ce credem noi că ar putea interesa oamenii și iată că vin niște mesaje care practic n-au legătură cu ceea ce discutăm noi, dar arată într-adevăr ceea ce simt și ce gândesc oamenii. Și ce au nevoie ei. De exemplu, un astfel de mesaj spune așa: bună seara, eu vreau să vă întreb dacă tot aveți pregătirea necesară. Ați spus ce pregătire, dar ca să vedeți dacă totuși, în domeniul, așa, da. Nu. De ce strada Griviței în acte este asfaltată, iar ea este în paragină pentru așa, iar pentru un asistent la spitalul județean, asistent în spitalul județean, costă 3.000 de euro? Mm. Nu înțeleg bine ce vrea să spună. Mă rog. Da. Păi nu e singurul caz. Am înțeles ce vrea să spună. Da. În acte figurează asfaltat, dar nu este asfaltat. E o chestie de competența DNA și a instituțiilor, dacă e vorba, dacă a fost făcut pe fonduri publice, atunci Departamentul de Luptă Antifraudă. E același exemplu cu Decel Mihăilești, spre exemplu, s-a făcut în toamna asta un trotuar de vreo 200-300 de metri pătrați și a costat 200.000 de euro. De când o costa metru liniar de trotuar 10.000 de euro, mă întreb și eu. Vedem ce se întâmplă cu fondurile, că acum au început să fie luate toate la mână și mi-e teamă că România va dezangaja și va trebui să dea bani înapoi la Uniunea Europeană, în ciuda faptului că nu i-am consumat și noi contribuim la Comisia Europeană ca stat membru cu toată suma pe care am primit-o, o să mai dăm și înapoi că nu s-au făcut lucrări ca lumea. Da. Nu vă cunosc foarte bine și nici cetățenii nu vă cunosc foarte bine. Probabil că de acum veți fi un personaj mai prezent în viața politică locală. Am spus-o, nu sunt acum aici în Giurgiu, dar de fapt de acum 3 ani de când am venit, ca să mai plec. N-am unde să mai plec. Județul meu de suflet natal, deci, de Baștine, da, e Dâmbovița. Deci spuneam că nu vă cunosc suficient, dar din ce m-am cunoscut până acum... Păreți că sunteți un om mai conciliant decât restul colegilor dumneavoastră, pentru că unul din motivele pentru care județul acesta a rămas în urmă de ani de zile au fost tocmai aceste orgolii ale politicienilor din Giurgiu, care au refuzat să se înțeleagă până măcar și pentru binele cetățenilor. Pentru interesul cetățeanului. În, da, interesul cetățeanului. Și au mers cu orgoliile până într-acolo încât au distrus mai mult decât au construit. Credeți că puteți să vă înțelegeți cu adversarii dumneavoastră politici până la urmă în favoarea județului acesta? Eu da. Sau să-i convingeți pe cei de la PNL, care au experiență mai multă în acest domeniu, că se pot face lucruri bune dacă orgoliile sunt mai mici? Eu personal da. Am fost acum vreo lună la un alt post de televiziune local cu domnul Bădălău. Și am convenit amândoi că proiectele urgente pentru județul ăsta sunt spitalul și teatru. Teatru arată, e păcat de oamenii aia minunați care lucrează acolo, e păcat de supercalificarea actorilor din teatrul ăla, pentru că el pe afară și prinăuntru arată precum căminul cultural de la Daia. Deci spitalul și teatru trebuie să fie prioritatea zero pentru orice politician. Și am convenit cu domnul Bădălău, a zis că o să ia legătura și cu domnul Mustățea și să facă din aceste două
Păi, obiecte. Ar trebui să-l convingeți pe domnul Stățea. Înțeleg că s-au făcut finanțările necesare și că s-au alocat pentru anul viitor, s-au prins sume consistente pentru spital și pentru teatru. Da, trebuie mers pe pact politic, trebuie mers pe agreement comun. Acolo unde sunt proiecte de interes județean, trebuie să lăsăm la o parte ambițiile și culoarea politică și orgoliile politice și să facem ceva pentru județul ăsta. Eu cred că se poate. Atâta timp cât de-aia ne-a dat Dumnezeu gură și creier să gândim, trebuie să discutăm. Eu cred că poate n-a fost dialog, nu s-a negociat suficient, nu s-a discutat. Vom vedea dacă într-adevăr, mai ales că în partidul dumneavoastră se pare că a venit așa un suflu nou de oameni politici. Noi ne dorim să se întâmple și lucruri bune în județul nostru și să avem... Trebuie să se întâmple, pentru că nu se mai poate. Deja e prea evidentă diferența între alte județe și Giurgiu și... Da. Sigur, ne puteți sancționa la vot, dar tot trebuie să aveți niște politicieni. Să ne dorim să avem politicieni onești și corecți cu ei și cu cetățenii în Giurgiu. Pe măsură ce trec zilele și urmărim acțiunea DNA-ului, cred că ajunge să se creeze o stare de incompatibilitate între acești doi termeni, de politician și de corect. Știți care e treaba acum și cu DNA-ul ăsta? Chiar discutam aseară cu cineva. E ca o oglindă cu două fețe și DNA-ul. Are o față care își face treaba și trebuie să-și o ducă până la capăt. Însă uitați-vă ce se întâmplă în ministere astăzi. Nu prea se mai semnează niciun proiect, niciun contract de frica DNA-ului. O să ajungem în condițiile astea, pentru că și legile sunt proaste. O celebra ordonanță 34 cu achizițiile publice, în care oricine organizează poate să o pățească la un moment dat. Dar dacă organizează corect, o pățește și atunci? Știți cum e cu ordonanța asta a achizițiilor publice? E ca aia, de ce ai bască, poftim o palmă, de ce n-ai bască, poftim o palmă. Adică e destul de confuză și lasă loc de interpretări. Da? Poți să o pățești chiar și atunci. Sau ești un politician care ești onest, ești corect, te cheamă DNA-ul ca martor, te-a filmat pe scările de la DNA, din momentul ăla viitorul tău politic e bine, cam arma, compromis. Asta, ceea ce spuneți dumneavoastră a fost o adevărată armă politică în anumite vremuri, că așa s-au terfelit, s-au șters din politică câțiva oameni. E adevărat că să spunem, pentru anumite 99% persoane. Din cei care sunt chemați pe acolo pe la DNA ulterior s-a dovedit că n-au fost chemați degeaba, adică e clar că nu iese fum până nu faci foc. Da, dar nimeni, nici măcar o singură persoană nu trebuie să fie chemată acolo numai pentru a-i se terfeli imaginea, să spunem, corect, sau pentru a fi absolut, compromisă. Absolut corect, nimeni, da, până nimeni, la urmă. Nimeni, da. Da. Domnul Ștefan, eu vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Dacă lucrurile vor evolua și vor evolua... Sigur, va trebui să fie așa. Ne vom mai întâlni, vom avea de discutat și despre prioritățile județului, pentru că iarăși este un subiect extrem de important. N-am avut suficient de timp în această seară. Cu mare drag. Da. De fiecare dată voi veni. Vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, punem punct aici. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!